Amuleta egipteană din jasp roșu descoperită în Dierna, Orșova, este exponatul lunii septembrie la Muzeul Național al Banatului. Așa numitul nod al lui Isis, numit și sângele lui Isis sau brâul lui Isis, are aspectul unui ankh cu brațele coborâte de-a lungul corpului principal al amuletei. Este considerată una dintre cele mai puternice amulete protectoare care se găsește adesea plasată pe corpurile mumificate. În reprezentări poate fi asociată cu simbolul lui Osiris, asemănător unui stâlp sau coloană vertebrală.